Get ready with me, pentru că am câteva produse noi care nu sunt așa noi, adică recent apărute pe piață, dar sunt noi pentru mine, nu le-am mai folosit până acum și haideți să-i dăm drumul. Produse noi. Acum, sunt între două chestii, mă refer la ce o să pun pe față, sunt între BB cream-ul de la Misha, pe care l-am folosit într-o zi și mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să vi-l arăt și să vă vorbesc despre el, dar am senzația că este un produs despre care s-a discutat, s-a vorbit și toată lumea îl știe, presupun, nu știu, dar da, sunt între BB cream-ul de la Misha și de la Clinique un gel hidratant BB, un fel de BB cream, dar sub formă de gel. O chestie interesantă care, din câte știu, ar trebui să fie ușor colorată, să uniformizeze nuanța tenului. Cred că o să folosesc treaba asta de la Clinique și rămâne Misha pe altă dată, dar spuneți-mi dacă vă interesează cu adevărat, că dacă nu vă interesează, n-are sens. Poate o să folosesc doar așa, într-un Get Ready With Me simplu, unde să nu intru în detalii. În fine, mai departe, mi-am făcut ordine un pic prin că am zis să nu treacă această carantină fără să fac și eu un declutter și am făcut puțină ordine pe la cosmetice. O să vedeți în empties că am scos să arunc niște treburi. Și am dat peste setul ăsta cu mostre. Oh my god, era să vărs pe mine și sunt într-o bluză albă, adică... Da, am dat peste mostrele acestea de la Make Up For Ever. Am și un fard de la Phase Zero. Îl am din beauty box-ul Pick and Dazzle. Am și un burețel nou pe care vreau să-l folosesc. O să-l folosesc cu anti-cearcăn. Nu o să-l folosesc neapărat cu acel BB cream de la Clinique. Este de la Essence și l-am văzut pe Notino și am tot dat târcoale, dar până la urmă mi l-am luat. Am zis, băi, hai să-l încerc. 16 lei. Adică nu e o sumă chiar atât de mare, cât de prost poate să fie un burețel, deși am avut unul dintr-un beauty box care a fost un dezastru. Păi, burețelul îmi place, o să-l vedeți în acțiune mai degrabă la anticearcăn și hai să trecem odată la acest Get Ready With Me, dar am vrut să vă dau așa puțin context. Bun, cum ar trebui să folosesc treaba asta? Uite, vă arăt de aproape. Trebuie să împing pasul 2 în pasul 1, să combin, să amestec și apoi să rup. Da, hai să... Sper să nu sară tâmpenia asta pe mine, să fac aici o nefăcută, să duce pasul 2 în pasul 1, nu știu dacă se duce. Da, e foarte, foarte random. Nu cred că trece. Ce faci, mă? Trece sau nu treci? Hai să încercăm să vedem, uite, o să încerc să scot direct la cameră. E eu. Arată super dubios. Este o mostră primită recent, deci nu am... Cred că se vede cât de închisă este. Pe degete, hello, foarte închisă. Să pun pe față? Hai să pun pe față, whatever. Hai să ne dăm cu tâmpenia asta. Nu știu ce să zic. Ar fi un produs foarte mișto și, adică, nu că ar fi, este, ca idee, dimineața, când vrei să arăți cât de cel la față, dar nu ai timp să stai să te bibilești cu toate nebuniile, vii cu acest produs și ai și hidratare. Dar nu ai SPF, asta mă... Că n-ai SPF, eu acum sunt dată cu SPF și aplic peste SPF. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Adică, ok, uniformizează nuanța tenului pentru că este ușor colorată crema asta, dar nu are putere de acoperire, este un BB cream și atât. Dar nu are nici SPF, adică trebuie să vin și cu SPF înainte și apoi vin cu asta care mi-adaugă extra hidratare, dar și uniformizează pentru că este ceva colorat. Și la cum arată tenul meu, nu o să pot să vin cu acel fard foarte închis, care nuanța se numește Got Girl, deci vă dați seama că este o nuanță foarte închisă. Și la nuanțele astea tenul trebuie să arate perfect, că altfel o să arăt horror. Bun, hai să mai aplicăm din această nebunie pe față, să vedem
Dacă nu, o să vin cu puțin fond de ten, uite, de ăsta de la... Nu o să vin cu BB Cream-ul Misha. Care, apropo, BB Cream-ul Misha are SPF 45. Adică, it's ok. Ăsta nu are SPF. Băi, nu știu ce să zic, adică... Se pare că-s foarte închisă la față, deci, băi... What? Sunt oranj. Voi vedeți? Gât? Față? Voi vedeți cum arăt? Și o aplic în continuare, adică... De ce fac asta? Nu-mi place. Adică... Ok. Dacă ai un ten mai închis... Dar pe tenul meu nu. Horror. Toranj la față. Fail. Fail. Dar, hei, nu ies din casă. E ok. E ok, n-o să mă vadă nimeni. Doar tot internetul. E ok. Dar încercăm produse. Nu. Deci, horror. Horror. Nu-mi place. Nu, nu. Nu. Arată groaznic. 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 Ah, și se face... What? Scămuțe? Ce? Nu, se face scămuțe. Voi vedeți ce am aici pe față? Numai scămuțe? Se vede? Se vede? Eu cred că se vede. Groaznic. De scămuțe! Uite, mă, se fac scămuțe! What? Doamne! Uitați aici, aici că-s murdară! Băi, nu, nu, I'm sorry. Îmi plac produsele Clinique, dar chestia asta cu pigment? Nu, mă duc să-mi dau jos toată nebunia și... O să-mi aplic, nu știu ce mi-aplic, dar revin. O să aplic niște fond de ten acum de la Make Up For Ever. Desfac aici nuanța, cred că cea mai deschisă. Stați, că să nu dau pe mine. Y225. S-ar putea și fondul ăsta de ten să fie un pic așa cam închis, dar cu siguranță nu la fel de închis precum acel așa zis BB Cream, whatever, ce-o fi de la Clinique. În ce hal arătam. Deci, din start, clipul este un mare fail, pentru că acel produs nu mi se potrivește, nuanța este horror. Pentru mine. Pentru alte persoane, cu siguranță, este fix ce trebuie. Nu pentru mine. Uite, dacă mă duceam să mi-l cumpăr, nu aveam mostra asta, nu aveam cum să-l testez, dar mi-l cumpăram pentru că vedeam review-uri pe net. Ce făceam? Îmi luam o mare țeapă, o mare țeapă și produsul ăsta nu costă chiar 2 lei, adică costă destul. De asta vă zic de fiecare dată, încercați, căutați, vedeți cum faceți rost de mostre, măcar testați în magazin dacă nu puteți să vă luați o mostră pentru acasă și vedeți ce și cum. Îmi place burețelul, să știți, face o treabă destul de bună. Nu este fix genul meu de burețel, adică prefer un burețel de genul Beauty Blender sau de genul Wet n Wild. Dar nu e rău, pentru 16 lei nu este rău deloc, e ok, face treabă decentă. Fondul de ten, băi, arată foarte bine pe față, mai puțin nuanța care nu mi se potrivește, este cam prea gălbui pentru gustul meu, dar produsul îmi place, l-am avut, ok, nu e pentru tenul mixt cu sebum, dar se așează atât de frumos și arată atât de natural și este excelent. Bun. Nu are o putere foarte mare de acoperire. Uite, am aici undeva o pată și nu a reușit să o acopere. Dar nu mă deranjează pentru că eu nu caut, eu personal nu caut un fond de ten cu acoperire foarte mare. Vreau un fond de ten cu acoperire medie, cam așa. O să iau și puțin anti-charcan. Anti-charcanul este nuanța 21 și este ok nuanța. Cred că și la varianta mea full size ce am cumpărat la un moment dat, cred că tot nuanța 21 am avut și îl aplic direct cu burețelul. L-am luat de acolo din tăvița aia. O să aplic repede niște pudră. Folosesc Revlon Photo Ready Candid. Îmi place foarte mult această pudră. Foarte, foarte mult. V-am tot vorbit despre ea. Deci fondul ăsta de ten, pe un ten uscat, pe o piele uscată, pe un ten normal, pe un ten... care nu are sebum, asta este ideea,
o să arate senzațional. Deci eu am nevoie neapărat de pudră, simt nevoia să îl fixez, pentru că mi se pare mult prea hidratant, mult prea luminos. Și țineți cont că m-am demachiat de crema aia de BB cream-ul de la Clinique și n-am venit cu o altă cremă și tot mi se pare prea luminos pentru mine, deci trebuie musai să îl fixez. Și hai să trecem la machiajul ochilor, adică eu să trec la machiajul ochilor, pentru că vreau să folosesc fardul de la Phase Zero și am luat lângă mine și paleta asta de la Eveline, pentru că nuanțele de aici zic eu că se potrivesc cu fardul, sper, nu știu, o să vedem. N-am aplicat încă bronzer și blush, o să aplic la final după ce termin cu fardul, să vedem ce o să-mi iasă la ochi, pentru că n-am nicio idee, dar știu că vreau să folosesc acel fard. Bun, hai să luăm o pensulă de blending și iau din paleta asta fardul cel mai deschis și îl aplic pe toată ploapa, pe ploapă unde deja am venit cu anticiarcăn și cu puțină pudră, deci am deja o bază, dar vin și cu acest fard și o să iau și nuanța asta de aici, care da, este foarte închisă, dar o să iau puțină, este un maroniu așa. O să iau foarte puțin fard pe o pensulă de blending, elimin excesul și vin cu nuanța asta în pliu. Și acum trec la Phase Zero, nuanța se numește Goth Girl. Și da, erau și nuanțe mai deschise, dar mie asta mi-a plăcut. Super închisă. Se vede? E focusul pe ea. Și din ce mi-am dat eu seama, ar trebui să fie un fard, un fel duochrome. Hai să-i fac swatch, să vedem, este neatins, neatins, pentru că a venit... A, este... Mamă, e... What? Deci este cremos. Cremos. Ok. Da, e mișto, e pigmentat, e... Da, e duochrome. E un fel de duochrome. Ceva. Nu știu dacă să iau fardul ăsta cu o pensulă sau cu degetul. Cred că cel mai bine ar fi să-l iau cu degetul, dar totuși vreau să-l aplic cu o pensulă. Și pensula este una plată de la Wet n Wild. Băi, deci este foarte cremos. E ceva... Nu credeam că e cremos. Deci vedeți cum pun pensula, se așa. Credeam că este... pudră sau ceva. Da, cu pensula nu prea mare lucru. Poate la final să retușez. Și o să vin cu fardul ăsta super închis pe toată pleapa, pentru că, da, vreau să am un machiaj ăsta foarte intens. Hai că le iau cu degetul. E cel mai bine la fardurile astea să le aplici cu degetul. Deci arată superb, nuanța îmi place. Acum îmi pare rău că n-am luat o nuanță mai deschisă pe care să o pot purta de zi cu zi. Și am luat nuanța asta închisă pe care n-a. Mai greu. Nu o să ies non-stop cu chestia asta la ochi din casă, pentru că nu e stilul meu. Știți ce vreau să fac acum? Să iau din paleta Eveline un fard, poate ăsta. Uite că seamănă un pic ca idee, movul ăsta super închis. Și să-l aplic peste, să vedem dacă e vreo treabă. Nu știu, așa. Fiind atât de cremos, nu știu, am senzația că s-ar putea să se strângă în pliu. Că s-ar putea să facă dubios și uite, aș vrea să-l fixez cu pudră, cu un fard pudră. E foarte frumos și fardul ăsta și mi se pare că arată foarte bine aplicat peste baza asta de la Phase Zero. Care nu e bază, e fard, în fine. Și acum iau puțin fard pe pensulă pentru că vreau să-l aplic și pe pleoapa de jos. Pentru că de ce nu? Și așa sunt. Plină de fard, hai să pun și pe jos, să aplic și blenduiesc cu fardul pe care l-am aplicat și în pliu. Asta este o pensulă, uite, e de la Anastasia, da? Dintr-o paletă Anastasia și partea asta este mai dreaptă și la capătul opus este o pensulă de blending, care e ok, pensulele din... paleta Anastasia îmi plac, sunt în regulă. Bun, și blenduiesc. Se aude o bormașină în bloc și nu știu, sper să nu se audă foarte rău pe fundal.
Am trecut deja la rimel, o să folosesc înainte de rimel, de mascara, o să folosesc primerul ăsta de la Max Factor, care îmi place din ce în ce mai mult. Mi se pare un produs care chiar își face treaba. Și am aplicat în afara camerei, cât am mers bor mașina în forță, mi-am făcut sprâncenele cu produsul de la L'Oreal pe care îl am în, cum îi spunem, în Project Pen, Unbelievable Brow. Am aplicat Butter Bronzer de la Physicians Formula și blush-ul de la Tarte în nuanța Doll Face, Amazonian Clay, ăsta e. Și acum, rimel. Rimelul pe care îl folosesc este acesta de la Maybelline, The Falsies Lash Lift, care, mă, să știți că îmi place foarte mult. Mie mi se pare un rimel foarte bun, în ciuda faptului că are review-uri mai degrabă negative din câte am văzut și nu știu de ce. Și știți ce trebuia să fac înainte de rimel? Să aplic în colțul intern un fard, dar n-am aplicat, o să aplic după. Asta e. Acum mă dau cu mascara. Iar în colțul intern o să aplic un iluminator din paleta asta de la Lancome, Glow For It. Băi, deci asta cu bor mașina, când eu tac, tace și el. Când încep să vorbesc, începe și bor mașina. Bor mașina. Da. Sunt exasperată de aceste bor mașini, deci nu le mai suport. Eu nu știu ce își repară lumea prin casă non-stop. Non-stop bor mașină. Deci nu cred că există zi în săptămână în care să nu se audă vreo bor mașină. Da. It's ok. Da, iau de aici ceva și aplic, stați să-mi iau și o oglindă să mă văd de aproape și să aplic iluminator ca să nu mă mai stresez cu bormașina. Am folosit același iluminator și pe față și acum trebuie să fac ceva cu părul pentru că îmi stă dubios că l-am avut prins. Dar până să fac ceva cu părul, o să aplic pe buze un luciu, folosesc, o să combin de fapt ceva de la Estée Lauder cu ceva de la Pixi. Amândouă sunt cam în aceeași nuanță de mov, oarecum, plus minus. Ăsta de la Estée Lauder este aproape gata. De fapt, cred că trebuia de mult să îl termin. O să fiu toată un mov. Dar nu-mi pasă. Îmi place mov-ul. Se vede? Cred că da. Ăsta este cel de la Estée Lauder și acum peste vin cu Pixi. Și cred că mai am un mov sau l-am aruncat? Să verific. N-am aruncat, l-am. Glossul de la Melchior Sirena, în nuanța Sirena, un gloss pe care mi l-am cumpărat, că mi-l doream atât de mult, mi se părea super mișto, da, Sirena se numește, se vede? Nu se vede, că arăta iurea. Mi-l doream foarte mult, mi se părea foarte, foarte frumos și este frumos, dar nu pot să-l folosesc peste un ruj, cum e cazul cu Estée Lauder. Trebuie folosit ca atare, pentru că am observat că topește cumva rujul, nu știu, se întâmplă ceva dubios. Deci sunt dată cu trei glosuri. Cu trei glosuri, pentru că de ce nu? Toate în aceeași nuanță dubioasă de movuliu. Da. Nu e ce trebuie. Da. Arăt, oh my god. Deci, nu. Ce e asta? Nu știu ce să zic de alegerea pe care am făcut-o la capitolul gloss. Cu machiajul ăsta nu sunt sigură că... Da, în fine, să trecem peste. Ăsta a fost videoclipul de astăzi, Get Ready With Me. Am început cu un mare fail și am terminat cu asta. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii dacă ați încercat de la Clinique noile creme care nu mai sunt chiar atât de noi, repet, cred că sunt de vreun an pe piață, dar uite, abia acum am dat peste varianta asta BB Cream. Am primit o mostră cadou la cumpărături și am zis hai să o folosesc. Nu m-am uitat la ingrediente, nici nu mă mai interesează ingredientele pentru că nu o să-mi cumpăr așa ceva. Este un fail pentru mine. O să vă las produsul în descriere și dacă sunteți curioase de ingrediente, o să găsiți acolo una. În link și ingredientele. Bun, păi, gata,
Asta a fost tot. Spuneți-mi de Misha, dacă mai bine vorbeam de Misha și nu mai era niciun fail, dar spuneți-mi dacă vreți un clip separat, un fel de review, cum vi se par produsele de la Phase Zero, dacă aveți, e prima dată. Eu n-am avut până acum și na, asta e ceea ce mi-a ieșit. Bun, dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și King Quest. Și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, mua, la revedere!